Ideea e că pe lângă recrutări și concedieri ai trei lucruri de care trebuie să te ocupi în management ca antreprenor. Ai stabilire de obiective, ai evaluări de progres și evaluări de performanță. Restul este micromanagement. Problema este că dacă nu știi să faci bine cele trei, nu ai altă șansă decât să te întorci în micromanagement.